Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Război total în tabăra faimoșilor de la Survivor România Vedeta a răbufnit și a speriat pe toți, ești ca o bombă! S-au încins spiritele în tabăra faimoșilor de la Survivor România, după ce Ana Pal a fost luată în vizor și a speriat pe colegii săi. Ana Pal a simțit că faimoșii i-au pus gând rău la Survivor România All Stars. Cu gândul că este trădată măcinând-o, a izbucnit în fața războinicilor și și-a băgat în sperieți colegii de echipă. Antecedentele din sezonul său i-a făcut pe unii să se teamă pentru propria siguranță. Vor faimoși să scape de Ana Pal de la Survivor România. Ana Pal nu are tocmai un trecut curat la Survivor România. În sezonul din 2020 a fost descalificată pentru că, într-un acces de furie, i-a spart nasul lui Andrei Ciobanu. Acum, la All Stars, amândoi fac parte din aceeași echipă. Ei s-au împăcat, sportiva, deși nu s-a integrat prea bine, și-a deschis sufletul și și-a spus povestea cumplită de viață, ba chiar încerca să-și înfrângă teama de apă și să se învețe să noate. Astfel încât, cu destul de multe puncte în parmares, părea că are un viitor strălucit în concursul din Republica Dominicană. Dar ediția de miercuri, 27 martie 2024, a emisiunii Survivor România a pus în mijlocul unui scandal uriaș. Luptătoarea de MMA s-a simțit încolțită de strategia faimoșilor. A mărturisit asta chiar înainte de jocul de imunitate, menționând că în cazul în care echipa roșie pierde, ea este una dintre țintele sigure. Zani, evident că nu o să mă duc eu la duel cu Teje Miles sau Ana cu Ștefi. Am un pic de teamă pentru asta dar o să încerc să câștig colanul de imunitate personală ca să fiu în siguranță, a menționat Anapal la Survivor România, ceea ce l-a cam deranjat pe Zan. Mi-e frică că o să fiu eliminată, dar îi elimin eu pe ei. Ana Pal vrea să ne elimine pe toți, dar am făcut deja planul de război și am spus că trebuie să câștigăm. Însă, în cazul în care vom pierde, pentru că suntem transparenți, I-am zis a Nepal și lui Ciomag că este evident că nu o să mă duc eu la duel cu Teje sau Ana cu Ștefi. Că suntem vechii de la început, cei mai noi sunt primii serviți la voturi. Nu este o noutate. Nu este o veste pe care ei nu o să o afle, a completat liderul nenumit al faimoșilor, în timp ce Ana Pal făcea diferite grimase. Știi cum e, cei puternici sunt puși în față, s-a apărat Ana Pal la Survivor România iar Zan încercat să calmează spiritele, afirmând că strategia nu este pusă la punct și că, deocamdată, este vorba despre simple glume. Eu glumesc în continuu și o să vedem dacă vom câștiga. În cazul în care nu, aflăm dacă Ana Pal glumește sau nu.